Legea noului popor, Decalogul. Moise a eliberat poporul evreu din Egipt, dar oamenii erau încă obișnuiți cu viața și cu zeii egiptenilor. Așa că Dumnezeu le-a dăruit o lege nouă cu numai 10 porunci ca toți să o țină minte, Decalogul. Dumnezeu le-a scris pe 2 tablete de piatră. Primele 4 porunci privesc relația noastră cu Dumnezeu, iar celelalte 6 relațiile cu ceilalți oameni. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, așa cum aveau egiptenii. 2. Tot egiptenii își închipuiau că zeii sunt soarele sau zeul câine sau șoimul, dar Dumnezeu a zis să nu-l asemănăm pe el cu lucrurile create, să nu-ți faci chip cioplit. 3. Despre Dumnezeu vorbim cu sfințenie, să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert, în vorbe goale. 4. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Duminica nu lucrăm, ci mergem la biserică. Trecem la tableta oamenilor și începem cu cei mai iubiți oameni, părinții. 5. Cinstește-i, respectă-i pe tatăl tău și pe mama ta. 6. Să nu ucizi. 7. Nu fi desfrânat, ci echilibrat. Folosește frâna ca să nu exagerezi. 8. Să nu furi. 9. Să nu minți și să nu acuzi pe cineva pe nedrept. Iar ultima poruncă, să nu fii invidios pe oamenii care au ce nu ai tu. Simplu, nu? Ce crezi? Mai sunt valabile astăzi?